Spania. Dar foarte... uite că nu mai știu, n-am urmărit. Tu iubit oficial ai avut vreodată? Niciodată, n-am avut un iubit oficial. Prieteni așa... De la 18 până în 6 ani, cel puțin pe perioada legală. De la 18 ani nu vorbim de dinainte, știi? Deci în 6 ani să nu-ți faci niciun iubit, deci e o problemă. Deci nu am niciun iubit. Poate că... O fi blestemată, nu știu, dar nu pot să cred asta la 24 de ani, deși mi-au spus foarte mulți oameni că încă sunt tânără și că încă nu trebuie să disper. Adică taică tu ți-ai mai decât. Da. Că mulți oameni meu... s-au adunat mult. Crezi că nu, acum da, exact, da. Serios vorbim, crezi că le e frică și de Ionită? Tatăl meu pare el atât de dur și atât de așa, da, tu stai în continuare serios acasă, nu stai singură, nu? Da, nu mă pot desprinde de cuibul meu. Să știi că mi-am dorit foarte mult, de multe ori, să caut o casă, să mă mut singură. Dar nu reușesc, pentru că acasă e foarte multă comoditate. Ei, fiate, uite, mai încearc o rețetă. Ia-ți un apartament sau o garsonieră, ieși o lună joia și sâmbătă. Joia și sâmbătă în Nuba, o lună. Și dacă nu o să aduni o listă, bine, nu, dacă ai zis că nu vrei să te măriți, nu genul vreau de băiat cu care te măriți. Îmi doresc dacă nu o să aduni niște băieți cu care să te distrezi, să nu-mi zi mie. Faci un pomelnic și după aia nu respect. Știu, poate că și din cauza timpului meu, care este foarte ocupat cu alte multe lucruri. Și acum lucrez... Îți dau eu parafă, îți dau rețetă de Nuba. Parafă, și dacă aș avea un iubit, cred că n-aș avea când să mă ocup de el. Pentru că eu acum, în perioada asta... Ori vrei, ori nu vrei. Păi, dacă vrei, îmi doresc foarte tare, dar îmi doresc pe cineva care să mă înțeleagă așa și îmi doresc să cunosc acea iubire așa unică și definitivă, așa, desprinsă parcă din film. Mă, că nu vrei să te mări. Păi nu vreau să mă mări, dacă o găsești iubirea aia, nu-i păcat să o pierzi? Păi aia cu aia te și măriți, cu iubirea aia. E să mă măriți, mă și măriți, nu mai contează, doar să găsesc pe acel făt frumos. Nu neapărat că l-are pe un Ferrari, nu mai cred în aceste lucruri. Au apărut niște Ferrari-uri în București, mai nou, jur. Pe cineva așa, de bună credință. Am eu o bicicletă frumoasă, dacă... Și cu bicicletă. Istez să fie, nu mai contează. Atunci ai geacă de piele. Atunci ăla nu sunt eu. Discursul tău contrastează foarte puternic cu, în primul rând, cu mine. Mie nu-mi vine să cred că tu așa cum ești. Nu am, jur că nu am niciun... Nu poți să-ți faci un prieten. Poate că și din cauza... Nu este frică că arăți foarte bine și intimidezi. Păi asta spun, nu este... Oricum și acum, în perioada asta, dacă ar fi să cunosc pe cineva, n-aș putea face acest lucru, pentru că eu lucrez intens la două proiecte. Deci Buba e la tine, gata. Am două proiecte cu tatăl meu. Nu ai niciun blestem, crede-mă. N-am niciun blestem, am doar două proiecte care va apropia mai multe generații prin conceptul